Maria mea, nu știu, doamne, ce e cu ea. Aoleu, ce mă fac, doamne? Eu să știu dacă pregătesc cumva, evident, ce se pregătește pentru nuntă. Da, colegul nostru, Alex Dobreanu, s-a dus acolo în sanctuarul Mariei și o să afle niște chestii absolut senzaționale, pentru că, cine știe, mâine pe mine trebuie să ne pregătim să vedem cine prinde buchetul de mireasă. Maria, ai legătura cu... Ce facem ăsta, micu? Ce are acolo? Mă, are o foarfecă, ceva. De când se iau interviul? Exact. De când se iau interviul cu foarfeca? O foarfecă care produce. Bună seara, da. Păi ne pregătim de un eveniment foarte mare. Maria și aici croiește, muncește din greu. Își face, nu știu, o rochie pentru o zi specială. Nu știu, bineînțeles că ea ne va spune totul astăzi și în această seară aici despre ce este vorba. Mă uit la ea, este elegantă, este foarte frumoasă, da? Dar uite că se împarte foarte bine între viața de zi cu zi cu cea profesională. Dar este 11... Câte? 12 fără 20 și tu ești în atelier. În primul rând, bună seara, te pup, Cristi, te pup, Majda. Ce cauți tu la mine în atelier la ora asta, de exemplu? Nu știu, veneam, nu știu, ne întâlneam undeva la o cafea în oraș, mai stăteam de vorbă. Pe asta ziceam și eu. Dar uite, că te pregătești intens tu. Mă pregătesc intens pentru că încă nu am lansat toată colecția de primăvară-vară, Half of Me by Maria Simion. De asta lucrez așa intens și ce să zic, da, pregătim rochii pentru evenimente foarte, foarte frumoase, pentru că tot încep nunțile și botezurile și e cazul ca lumea să se îmbrace frumos, nu? Foarte frumos. Da. Uite, avem aici în spate o rochie foarte frumoasă, da, pe care ai ținut tu să ne-o arăți și... M-ai întrebat ce fac aici și asta îți explicam, că decupez dantela care vine pusă pe această rochie. Uh-huh. Hai să o arătăm cum trebuie. Asta este bordura care trebuie decupată. Practic e un cupon de material din care noi decupăm așa chinezește. Știi, munca asta de chinez? Uh-huh. Dacă tot ai venit să și rămâi după live-ul. Dar cam cât timp îți ia să faci o bordură de asta așa? Hai să mă înveți și pe mine puțin. Nu știu dacă te ajută foarte că ai luat cea mai mare foarte păi că dar de ce? Nu știu de... Să terminăm repede, nu stăm 100 de ani să tăiem păi o bucată nu de material, ajută, nu? Păi ce vrei, să o faci drențe, eventual, dar nu, uite. Uite. Îți iei frumoșel de aici, te-ți-o dau pe a mea. Așa. Ai văzut cum am decupat? Eu decupez fix pe toată treaba asta. Uite, așa. Hai să vedem și la cameră, deci... pe toată partea asta, exact. Unde așa. E mai ai văzut? Subțire, da. Așa. Și până decupezi, eu vreau să-mi spui, știi că este o întrebare așa pe buzele tuturor acum, că Maria este îndrăgostită, iubește, se și vede pe fața. Pentru că, da, telespectatorii Antena Star sunt foarte curioși, se întreabă, nu știu, pășești așa încet, încet spre altar? Bă, chiar avem o biserică aici pe stradă, e foarte aproape de noi și are și altar, culmea, așa. Să vezi, așa deci se treabă. Îți este super ușor să super ușor ajungi, să, mă duc să la te, pregătești, te pregătești, aranjezi frumos și repede. Nu, deci nu, acum sincer, relația noastră e una foarte frumoasă, da, sunt îndrăgostită, iubesc, nu mi se pare nimic extraordinar, cred că sunt foarte multe femei în situația asta, fericită de altfel. Nu s-a pus momentan problema de așa ceva, când va fi cazul... primii veți afla ca să nu mai fiți așa de curioși. Alex te susține când vii tu seara la atelier aici. Bănuiesc că nu vii singură, nu? Te ajută și așa el. Așa bănuiești tu, nu? Ceva îți spune ție că nu vin singură. Da, Alex e tot timpul aproape cu mine și alături de mine și logic, noi lucrăm împreună în acest atelier. El are gama de băieți, împreună tot cu un alt Alex, adică sunteți foarte mulți Alex în momentul ăsta în acest atelier. În momentul ăsta în acest atelier suntem mulți Alex acum? Da, băieții sunt dincolo. A, da? Da, doar că nu vor să apară. Na, m-au lăsat pe mine. Mă bagă la înainte, știi cum e când ești fată și mai mic, așa, mai pricăjită, du-te tu, vorbește tu. Am înțeles. Da. Și zi-mi puțin, cum este? Povestește-mi puțin. În primul rând, ai tăiat foarte prost. Deci de mi-ai tăiat bordă. Păi, uite, uite cum am decupat eu. Deci ca să vedeți. Doamnelor și domnilor, așa trebuia să arate bordura. Deci așa, da? Asta este o bordură el, de fițe. Asta e o bordură. Avem bordură afară de toate dimensiunile. Asta să fie unde o bordură mai mică. O bordură mai mică. Eu zic, dar ce avem noi aici? Văd foarte multe culori. Foarte multe culori. Eu mă pricep la culori de astea. Funcția. Funcția, da. Așa, funcția. Mai zic. Burgundii. Neonuri, nu? Da. Zi-mi și mie, la ce te ajută? De aici te inspiri. Toate cartelele astea pe care le vezi tu împrăștiate pe aici pe jos, pentru că nu eram pregătită așa? De vizita voastră, sunt mostre de materiale pe care, din care noi alegem colecțiile și ceea ce o să vadă oamenii în showroom-ul nostru. Anul acesta se poartă
poartă foarte tare culorile neon, se poartă culorile aprinse, se poartă imprimeurile florale, se poartă dantela, care nu o să fie niciodată out of the trend. Ce să zic, de asta ai găsit astea toate împrăștiate pe aici, pe jos. Stai tu și muncești așa, cam cât îți ai răbdare? Să știi că da, eu am răbdare și nu-mi ia foarte mult, pentru că deja fac lucrul ăsta de ceva timp și nu mai sunt la început. Lucrez pentru că îmi doresc să iasă produsele mai repede, să le ajutăm pe fete. Lucrez și eu și toată lumea lucrează, adică nu se dă nimeni, nu suntem doar pe partea de promovare, apărem zâmbim frumos și ne îmbrăcăm. Nu, deci chiar muncim. Muncim? Hai să ne arăți și am și făcut un tricou puțin. Foarte tare, stai că asta voiam să zic, am făcut un tricou foarte tare, un tricou tribut Karl Lagerfeld, pentru că așa cum știm cu toții, din păcate, celebrul designer s-a stins. Nu mai este printre noi, da? Exact. Și am făcut un tricou foarte tare, tribut. Am scris aici, putem să zicem că nu există brandul la noi. This will never be Chanel. Chiar a fost un tricou tribut și să știi că a prins foarte bine, pentru că e o idee drăguță. Până la urmă, și el a plecat tot dintr-un atelier mic. Și cam toți designerii mai au plecat dintr-un atelier foarte mic. Nici unul a început într-o fabrică, nici unul a început la un brand celebru. Nu, toți au plecat de undeva dintr-un atelier mic și au ajuns foarte, foarte bine. Tu ai visuri în astea mărețe? Crezi în această meserie atât de mult încât îți imaginezi că vei ajunge foarte sus, la un nivel, știi, la care poate aspiri tu în acest moment? Alex, eu fac lucrul ăsta de 7 ani de zile. Am avut magazine cam peste tot. Am câștigat o grămadă de premii. N-am ajuns la Paris Fashion Week, dacă asta vrei să mă întreb, dar am fost la festivalul de film de la Milano, sunt în comitatea Business in Fashion Milano, adică am cam bifat cam tot ce era de bifat. Și ai furat din fiecare loc câte ceva. Am furat din fiecare loc câte ceva și din fiecare țară în care mergi. Să știi că toate creațiile astea ale mele și ale noastre nu funcționează la fel în fiecare țară. De exemplu, milanezii sunt mult mai conservatori, nu sunt pe culori. În sudul Italiei e o explozie de culoare. Înțelegi? Adică se poartă și nu se poartă. E mult spus, e trendul ăsta și hai toată lumea să ne îmbrăcăm în masă, în neon, de mâine toată lumea verde, galben, nu. Este o idee greșită. Dar mi-aș dori din tot sufletul să am un magazin în mall. Oricum știu că o să fiu foarte bogată anul ăsta, nu știu dacă te-am spus. Da? Dar oricum o spun la toate lumea. Așa spun astrele? Nu, spun eu. A, spun tu. Dar zi-mi, cum vine o domnișoară la tine aici în atelier și poate ea e pe stilul ăsta, poate mai colorat, culorile astea pe care mi le-ai menționat acum de vreme. Și uite, și o ținută mai cu minte, adică nu așa extravagantă, da? Nu fac ținute extravagante. Uite, de exemplu, o doamnă, din părerea mea, o doamnă peste trecută de prima tinerețe. Da. Ar putea să îmbrace foarte bine această roche și să-ți spun cum. Uite, fii atent. Păi te ajut, dar mi-ai dat tricou în brațe. Special pentru... Da, este un papion ăla. Foarte bine, ai ghicit. Da? Da, nu. Cum e asta? Foarte bine. Se stă bine cu orice, ce să zic. Doamna peste... Să știi că pentru tine am haine dincolo, dacă... Da? Vrei. Da. Dacă... După aceea ne uităm și la acele haine. Cum ai învățat pe această doamnă să poarte această ținută? Da. Uite, spun imediat. Umerii bufanți, să știi că sunt un must sezonul ăsta. Cam toate ținutele de pe podiumul au umerii aceștia supradimensionali. Și arată foarte bine, chiar și în cazul doamnelor trecute de prima tinerețe. De ce zâmbești așa? Pentru că stă foarte bine. Stă foarte bine cu acest champion. Dacă ai brațele mai grosuțe, umerii supradimensionați, nu era vorba de tine, așa, îți arată mânuța mai subțire. Deci e o idee foarte bună. Talia poți să o maschezi și să o ascunzi cu fundița asta. Dacă nu prea ai taliuță, stai că ți-am prins și la valiera. Da, s-a prins puțin aici. Arătăm după. Dacă ai puțină burtică, îți pui funda pe care o are Alex acum la gât. Foarte la gât, bine. Da? Chiar la gât se... Nu, o pui în talie, pe care o aveai tu la gât, am zis. Ce era să fac dacă ți-a prins la valiera? Și așa ar fi. Așa. Și uite, așa am mascat burtica. La fel, lungimea se poate ajusta, de-aia suntem un atelier care lucrăm foarte mult pe comandă. Nu avem foarte multe produse pe stoc, dar site-ul nostru funcționează la capacitate maximă și ne găsiți acolo fără ce mai avem aici? Ce ne mai poți arăta am așa? Am avut animal print-ul care a fost în iarnă și a fost o adevărată isterie cu el și am lucrat și noi foarte mult animal print. Avem volanele care iară se poartă, bulinele care sunt iarăși pe toate podiumurile, le-am văzut și bineînțeles că le-am adus și noi în atelier. Culoare, pentru că vine primăvara și de ce nu
trebuie să ne înveselim un pic, că destulă vreme din asta tristă. Deci avem cam de toate. Uite, avem o cămașă foarte drăguță, imprimată pentru, uite, pentru doamnele care vor să meargă la birou, da? Așa, și pe spate are un imprimă foarte drăguț. Poți să o iei la birou, poți să o iei cu jeans, poți să o iei cu pantalon creion, poți să o iei cu fuste creion și să îi pui ceva în talie. Poți să o porți caroche, de exemplu, o port caroche și cu o centură în talie. Adică, și avem... pentru că este seară, recomandăm domnișoarelor o astfel de ținută, să nu încărcăm păi, deci chiar așa. Chiar vă spun o chestie foarte tare. Știi că am ieșit cu ăsta la un moment dat și Alex zice, eu nu cred că tu așa ești în casă în ăsta. Am zis, de ce? Că nu e de dormit. Nu e de dormit, zice, nu? E furo, zic, nu e, e roche. Cea, și okay. Lasă m-am gândit lasă, și eu. Am văzut, da, cred că adică... băieții au o problemă cu chestia asta, eu o să continui să port. Da, doamnelor și domnilor, ați văzut, multă muncă aici în atelier la Maria da. Simion. Deci la vară dansăm la nunta aici și nu putem să dansăm așa. Oricum, avem aici un buchet, un buchet de mireasă. Mulțumesc mult de tot. Așa să fie preventiv, cum se spune? În avans. În avans, să fie în avans. Pentru să aibă așa încredere în ea. Dar să nu crezi că scap de flori la nunta mea, adică vin cu flori, nu. Adică dacă mi-l dai pe ăsta, nu scapi cu nimic. Ia-ți mireasă în ziua bună. Cristi, Majda, mă întorc la voi. Vă pup. Așa se face, mă băiat. Ia-ți mireasă ziua bună. Dar noi abia așteptăm să dansăm la nunta, așa că... Ha? Zic, abia așteptăm să dansăm la nunta. Aia treaba, deci da. Colega mea are o treabă. Dacă e pe dans, pe nuntă, este pe turbo, n-ai niciun fel de problemă. Uite și Udi. Da, Udi este împreună cu Mihai Naia.